Mii de pacienți din toată țara care suferă de epilepsie sunt în pericol din cauza faptului că lipsesc tratamentele necesare. Pentru că erau prea ieftine, unele au fost scoase din producție. Ne confruntăm cu o criză fără precedent, spun doctorii neurologi, în timp ce bolnavii își caută tratamentul la farmacii din străinătate. De altfel, în ultimii ani, mii de medicamente ieftine au dispărut de pe piața noastră. Actrița Dorina Chiriac, membră a unei asociații care sprijină copiii cu epilepsie și pe părinții acestora, povestește cât de gravă este situația. Am primit semnale din toată țara, adică aceste medicații pur și simplu nu pot să lipsească, nu se poate rata o doză, pentru că altfel copilul nu se mai află sub protecție. De neînțeles, adică nu știm unde să mai țipăm. Noi îi trimitem pur și simplu către farmacii din afara țării. Medicii spun că la camerele de gardă ale spitalelor ajung pacienți cu crize epileptice cauzate de întreruperea tratamentului. Este o criză fără precedent a medicamentelor fundamentale, medicamentelor de uz extins, de bază în această boală. Pot surveni crize neașteptate, că pot intra într-un status epileptic care poate pune viața pacientului în pericol. De multe ori și înlocuitorul lipsește sau e greu de procurat. Aceste medicamente sunt aerul și apa pentru tratamentul acestei boli. Schimbarea bruscă a tratamentului poate afecta și mai tare situația unor pacienți, spun specialiștii. O renunțare bruscă este complet contraindicată în epilepsie. Pot să survină crize necontrolate, poate să se reactiveze o boală care a fost controlată pentru foarte mult timp pentru pacientul respectiv, poate chiar să-i se pună viața în pericol. Situația este atât de gravă încât pacienții au început să-și fragmenteze pastilele pentru a putea prelungi tratamentul cât mai mult. Criza fără precedent este provocată, spun producătorii, de prețul mic pe care îl au aceste medicamente, care de multe ori nu acoperă costurile de producție, mai ales că pentru unele materia primă este adusă din China. O fabrică din România care asigura o cantitate importantă a unui medicament folosit în epilepsie a întrerupt producția după ce, timp de 3 ani, reprezentanții acesteia au făcut solicitări către Ministerul Sănătății pentru a crește prețul unei cutii de la 5 la 7 lei. Abia acum autoritățile au reacționat, iar fabricarea medicamentului va fi reluată în vară. De altfel, peste 3.000 de tratamente foarte ieftine au dispărut de pe piața din România în ultimii ani, spun producătorii de medicamente generice, și doar unele dintre ele au înlocuitori.